Domnilor, s-a făcut dreptate după atâția ani în care am făcut cea mai sexy mămică din România și știți bine că n-a fost doar un concurs de frumusețe, am făcut de toate. Dacă n-am făcut la lapte praf, aici am platou de vai de capul meu. Am avut mămici cu 1, cu 2, cu 3. Am avut o mămică ce a venit gravidă la finală, pentru că atunci când am făcut preselecția nu se vedea și nici ea nu ne-a spus. Ne-a ținut pe jar. Când veni la București, hop, era cu ghiozdanul după ea. Ce credeți, chiar ea a câștigat? O salutăm și o pupăm. Am lăsat câteva inele în țara asta. Vedeți cum e viața. Eu n-am dat un inel real nimănui, niciodată. Dar cu toate astea am pus pe degetele câtorva doamne inele. Frumos spus. Cu prilejul emisiunii. Și toate au diamant. Și toate există și rezistă. Ei bine, pe pagina de înscriere încă suntem deschiși, primim oaspeți dragi, chiar dacă în general nu sunt înscriși de rudele lor, ci de pe partea cealaltă, soția, soacra, o mătușă, etc. Este foarte bine. Ăștia sunt tăticii înscriși, găsiți-i cu ușurință, mai ales dacă ne dați o căutare pe pagina asta de Facebook. Michi a pus direct link-ul spre pagina și formularul de înscriere. Ei bine, răsuind așa zilele astea împreună cu colegul nostru, Michi, am dat peste o moacă, eu zic, cunoscută. Bine, lumea îl cunoaște mai mult după tatuaje, nu neapărat după față. A venit alături de diversi artiști la noi în platou și chiar și singur. Are un nume imposibil de lung și imposibil de pronunțat, de-aia noi spunem pe scurt Didi Nuneș. El este alături de noi chiar acum prin videocall. Salut! Bună dimineața! Ce faci? Se trezesc artiștii atât de devreme sau de când cu copilul e mai clară treaba? Dacă vrei să fii cel mai sexy tătic, da, trebuie să te trezești dimineața. Fii atent, eu nu ți-am citit niciodată, Didi, nu ți-am citit niciodată numele întreg. Trebuie să mi-l spui tu ca să mi-l notez în minte. Deci, minte, nu? Cum te cheamă în documente? Didier Emanuel Gavancea Nunes. Oh. Ok, hai că ne-am liniștit. Bun. S-o luăm cu începutul. Copil avem, da? Nu l-ai împrumutat pentru fotografie? Nu, l-avem. E făcut de mine, e certificat, imatriculat. Ce e, fetiță sau băiețel? Băiat. Cum se numește? Nairo Demian Gavancea Nunes. Logic, nu puteai să-i spui Ion. Sau Dorel. Sau, da, nu, ne era și nouă mai ușor când o să-l chemăm aici. Cât are puștiul tău? Are 3 luni și 2 săptămâni. Foarte tare. Dormiți? Cum e acasă? Dormim. No, este un copil foarte cu minte, doarme noapte, se trezește doar când e formică, nu avem nicio problemă cu el. Nu aveți, că până acum când vorbeam cu părinți copii atât de mici, spuneau că în primul an n-au văzut perna prea des, deci se poate dormi, da? Nu. Dar se poate, el doarme de la 9 seara până la 6 dimineață, fără probleme. Mai dai 3 luni. Stai că a mai venit unul, zice, că mai, ne mai vedem peste 3 luni. Avem tot felul de... ăștia vor să facă... cumva să nu mai facem copii, colegi. Te salut, Răzvan. Spune-mi, te rog, hai să mergem un pic înapoi. Cum ai ajuns tu în România? Bănuiesc că multe mămici se întreabă treaba asta. Cum ai ajuns tu în România? Cum am ajuns în România? Am cunoscut o fată româncă, normal, în Monte Carlo, acum 12 ani sau 13, ceva de genul, și am ajuns aici, din dragoste. Aoleo, dar cât de convingătoare să fie o fată româncă să te aducă cu totul în România, cred că tot merge de la limbajul corporal, cred, românesc. Ok, deci noi avem treaba asta, români. Deci ai venit în România și n-ai mai plecat niciodată? Nu, mie mi se pare o țară foarte mișto și în care trăiești foarte bine. Eu mă simt foarte bine, eu mă simt ca acasă în România. Dacă trebuie să mă întreb acum dacă vreau să trăiesc în Portugalia sau în Belgia, unde m-am născut, eu aș alege România. Hai, am să trec la niște întrebări un pic mai intime, că nu ți-am urmărit fișa și nici Instagram-ul. Copilul e jumate român? Da. Bun. Câte limbi vorbește taică-su în momentul ăsta? 5. Hai să le luăm pe rând. Deci franceză, că te-ai născut în Belgia? Da.
Portugheză. Portugheză. Spaniolă. Spaniolă. Engleză. Engleză și română. Și română, da. Fai de mine, ce copil. Fai de mine. Ăsta trebuie să învețe 6 să-l bată pe tasul ușor, nu? Mini. Fii atent, am pentru fiecare tătic, am o probă, mai ales dacă îi prindem acasă, nu la serviciu, cum s-a mai întâmplat. Și okay, vreau să văd cât de bine îți cunoști casa și cât de pregătit ești să fii tătic. Trebuie să găsești niște lucruri prin casă. Ok, ok. Primul va fi foarte simplu. Hai să vedem cât de repede găsești un biberon sau o suzetă. Acum? Da, am pornit ceasul. Hop, stop ceas. Foarte bine, foarte bine. Bun, 2. Hai să vedem cât de repede găsești o unealtă, care poate fi ciocan, șurubelniță, bormașină sau ce mai are orice tata acasă la îndemână. Acum? O unealtă de reparat. Am pornit ceasul. Să nu fie tot lângă biberoane. Bravo, bravo. Uite, născut în Belgia, dar știe unde trebuie să ții bormașina. Bormașină. Da. E foarte... Stai la bloc sau la casă? La casă. La casă. Bormașina nu mai e atât de necesară. La bloc în România trebuie să ai bormașină. Și să o folosești sâmbătă pe la ora asta. Bun, bun, bun. Și 3, atenție, vreau să văd cât de repede găsești un scutec. Mamă, sunt un etaj. Vezi, știam, fă gambe. Doamnelor, domnilor, el este Didi Nune și îl găsiți cu ușurință online. Are niște... Stop, bravo, bravo, și ai făcut și un etaj. Avem un nou record. Pe Didi îl găsiți online, nu noi l-am pus să se înscrie, atenție, el a ajuns pe site-ul nostru, îl găsiți ușor, are niște piese senzaționale, el face MC-ală, cântă și iată într-o o perioadă de acum nu o să-l mai vedeți în club noaptea, o să-l vedeți în parcul ăla micu. Spune-ne sincer cine te-a înscris și am încheiat discuția. Cine m-a înscris? M-a înscris Nașul, care o să fie al copilului, m-a zis: eu cred că ești cel mai sexy tătic și de aia ta mi-a scris. Mersi frumos. Iată ce înseamnă să ai un naș care are încredere în tine. Te pupăm, mulțumim, te așteptăm și la emisiune, să știi. O zi frumoasă, să aveți, mersi de ciao, telefon. Ciao, 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 ciao. Bă, ce oameni am prins anul ăsta la concurs. Numai unul și unul. Avem salvatori, smurd, avem antrenori de fitness, de not pentru copii, avem avocat, avem artist, avem... Să mai ziceți că nu sunt tații mișto în România. Unul din tați va purta acest ceas senzațional, este versiunea Pro de la Fenix 6, este un Garmin și vine de la importatorul Garmin în România, sportguru.ro. Dați o tură pe acolo, numai pentru ceasuri, dar și pentru biciclete, schiuri în perioada asta, clăpari, și geci de iarnă pentru mine și alte elemente de sport, mai ales de alergare. Acest ceas este un cadou din partea lor, dar avem și vouchere în bani de cheltuit la ei în magazin pentru toți tăticii care vor veni aici în platou pentru marea finală, care deja se prefigurează. Avem treabă. Dacă nu facem la lapte praf cu ăștia, ne vedem în câteva momente. Sunteți la Neața.